Sediul Asociației Cuicubeul Cunoașterii este pentru mulți copii o a doua casă. În cadrul acestuia, într-o ambianță plăcută, frumos colorată și familiară, micuții își desfășoară activitățile zilnice, atent alese de către îndrumători. Una dintre acestea a fost și ora de pictură pe apă, la care micuții au participat cu mare drag. Pictura pe apă, într-adevăr, este o noutate pentru ei și pentru noi. În cadrul programelor la care participă în asociație, ei au program de pictură și dezvoltarea gândirii creative, dar nu am știut de această pictură pe apă. Copiilor văd că le place foarte mult această activitate și, bineînțeles, o să ne gândim să o includem și noi în programul nostru zilnic. După ce li s-a explicat procesul, micuții s-au apucat de treabă. Pentru că este o activitate care îi atrage, copiii au fost învățați să își folosească în mod creativ mânuțele. Se realizează o soluție dintr-un agent de îngroșare și apă, peste care se picură vopsea din nuanța dorită. Putem realiza diferite modele. Apoi, cu ajutorul unui băț, realizăm modelul dorit. Apoi așezăm o foaie pe suprafața apei. Și o ridicăm ușor pe marginea vasului. Sub îndrumarea și cu sprijinul coordonatorilor, prichindeii au reușit să realizeze desene spectaculoase, spun îndrumătorii. Pictura pe apă este o terapie, este utilizată și ca o tehnică ocupațională, este foarte frumoasă, cu toate că pictura este abstractă, ies niște lucruri minunate atunci când copiii ridică coala de apă din tevița cu culori. Voluntarii au ales să vină săptămâna asta să lucreze alături de copiii cu dizabilități ca să le dezvolte și lor niște noi abilități și să trăiască o experiență nouă. Am fost primiți foarte bine și activitatea se vede că le place pentru că, deși n-au avut contact cu așa ceva niciodată, au făcut desene frumoase. În cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului, organizatorii de la Medgidia vor continua cu acțiuni de promovare a voluntariatului, dar și de ecologizare.